istorioare morale pentru toate vârstele. Cel ce caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Psalmul 21, versetul 30. Un băiețel a plecat odată de acasă ca să-l găsească pe Dumnezeu. Pentru că se gândea că are mult de mers până ajunge la el, a luat de acasă un pachet de biscuiți și câteva sticluțe cu suc. După ce a mers un timp, s-a oprit pe marginea drumului să mănânce și să se odihnească un pic. Chiar acolo era o bătrânică și, când se mănânce, s-a gândit să-i dea și ei un biscuit. Bătrânica l-a primit și a zâmbit. Băiatului i-a plăcut atât de mult zâmbetul ei că i-a mai dat un biscuit. Ea l-a primit și pe acesta și din nou i-a zâmbit. Apoi i-a dat o sticluță de suc. Era tare fericit și nu mai dorea să plece de lângă ea. A rămas acolo fără să spună niciun cuvânt, doar privea la bătrânica zâmbitoare. După câteva ore petrecute împreună, începea să se însereze și băiețelul a pornit să plece acasă. După ce făcu câțiva pași, se întoarce și dădu bătrânii o îmbrățișare. Ea îi dăruie atunci cel mai mare și frumos zâmbet. Când băiețelul deschise ușa casei, mama a fost surprinsă de bucuria de pe fața copilului și l-a întrebat: "Ce ai făcut azi de ești așa de fericit?" "Am prânzit cu Dumnezeu," zise el și, înainte ca mama să se dezmeticească din uimirea ei, a adăugat: "Știi ceva? Are cel mai frumos zâmbet pe care l-am văzut vreodată." Între timp, bătrâna, radiind de bucurie, ajunse și ea acasă. Fiul ei, uimit de pacea de pe fața ei, o întrebă: "Mamă, ce ai făcut azi de ești așa de fericit?" "Am mâncat biscuiți pe marginea drumului cu Dumnezeu," zise ea și, înainte ca fiul ei să apuce să mai spună ceva, ea a adăugat: "Știi, este mult mai scump decât mi-am închipuit."